comunități educaționale care e formată din trei repere. În primul rând, elevii noștri, dar și studenții, corpul profesoral, cadrele didactice și beneficiarii indirecți, părinții. Deci o paletă destul de largă. Am oarecum emoții pentru că sunt pentru prima dată într-o asemenea ipostază. Sper să nu dezamăgesc. Proiectele noastre, pentru că firește, deocamdată constituim o echipă care se va consolida și deci va căpăta o experiență și expertiză pe parcurs. Deci un proiect de echipă foarte important pentru Bărtuman, dar pentru mine este și un proiect personal, o nouă experiență, care sper să aducă beneficii profesionale, personale, dar și comunități. Dacă pentru mine aveți acum în acest moment întrebări, cu plăcere vă răspund. Dacă nu, dau un coleg, dau cuvântul să mă rog, cuvântul colegii de Universitatea la Universitate. Bună ziua, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cristina Breacă este numele meu, sunt lector universitar, doctor la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, la Facultatea de Științe Economice. Și cum am considerat că e normal să îmbin teoria cu practica, sunt doctor în științe economice, domeniul contabilitate, din anul 2013 la Academia de Studii Economice București, care în același timp și membru al Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați în România, ocupând în prezent sau coordonând în prezent și Serviciul Economic de Cadrul Oficiului de Cadastru Actului. Sunt cadrul didactic universitar, dar în același timp spun eu că încerc să îmi pun la dispoziție cunoștințele teoretice în domeniul practic. Altfel, sunt căsătorită, mama unui copil, a unei fetițe și acesta este și motivul pentru care, da, încercăm să punem numărul cu toții, da, să vă convingem că omul Cosmin Necula este omul capabil să transforme orașul Bacău, da, într-un oraș în care, nu singur, da, împreună cu noi toți, cu dumneavoastră, da, să transforme orașul într-un oraș în care copiii noștri să se dezvolte armonios, în care noi părinții, da, adulții, bunicii, da, părinții noștri, da, să fie mândri, da, când pomenesc că sunt de acolo, dar nu numai să fie respectați în primul rând, da, să ducă un stil de viață decent, da, care, o să vă spună colega mea, da, un stil de viață decent și care să nu le pericliteze sănătatea, pentru că la ce vedem astăzi în Bacău, cam acolo ajungem. Cam asta. Cred că suntem aici pentru că nu mai vrem, da, cum spunea un citat, cum spunea Platon într-un citat de-al său, nu mai vrem să fim conduși de oameni care considerăm noi la momentul acesta că sunt mai slabi de noi. Este părerea noastră personală și o să încercăm să vă demonstrăm că așa este și că nu o să vă dezamăgim. Profesor Vasile Luca, vă mulțumesc. Sunt profesor, sunt cadru didactic specializarea în educație fizică și sport. Sunt profesor titular la Școala Alexandru Ioan Cuza din Bacău. Fac parte din echipa domnului candidat la funcția de primar a municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, pe care îl sprijinim necondiționat. Cunoștințele mele mai aprofundate așa sunt din domeniul sportiv. Credem cu tărie, împreună cu echipa domnului Cosmin, că putem reabilita sau putem resuscita mișcarea sportivă din municipiul nostru. La nivel reprezentativ, chiar crearea unui centru puternic de copii și juniori în diferite sporturi, ramuri sportive. Mulțumesc! Și medicii
și antreprenor într-un alt domeniu de producție. Principala motivație foarte importantă pentru care mă aflu în fața dumneavoastră este nevoia de schimbare pe care am reținut de mulți ani în acest oraș. Schimbare ce s-a materializat până la urmă și în sloganul campaniei noastre. Această schimbare trebuie să survină la toate nivelurile și domeniile administrației locale. De la această necunoscută în Bacău, aducerea capacelor de canal la nivel cu șoseaua, până la eterna poveste fără sfârșit a Spitalului Municipal. Să sperăm că vom dezluși împreună enigmele fostei administrații locale.